Aș vrea să discutăm, domnule Băcanu, și despre noul proiect privind desființarea secției speciale. Sunt, nu știu dacă ați văzut, probabil ați văzut zilele trecute, mai multe asociații de magistrați care au criticat acest proiect lansat de ministrul Justiției Cătălin Predoiu. Da. Cum vedeți dumneavoastră? Așteptam întrebarea noastră pe subiectul acesta. Situația aceasta. Critici. O să fac o mică introducere. Eu am fost demnitarul care a condus delegația României la Luxemburg, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, atunci când s-a discutat despre SIJ. A fost acea speță celebră despre SIJ, în care Curtea de Justiție a stabilit că secția de investigare a infracțiunilor în justiție contravine dreptul Uniunii Europene. Totodată, acolo s-a discutat și despre modul în care a fost prelungit mandatul șefului inspecției judiciare, domnul Netejoru. Dacă țineți minte, a fost o ordonanță de urgență prin care se prelungea un mandat expirat cu 6 luni de zile, ceva ce nu juridic n-ar trebui să fie posibil. Specialist semnat profesor dr. Tudorel Toader, el a fost promotorul acelei ordonanțe. Și la momentul respectiv, guvernul României, a cărei voce am fost, a susținut că secția de investigare a infracțiunilor în justiție contravine dreptul Uniunii Europene și asta a fost o părere a mea la nivel tehnic, pe care o susțin și azi. De ce contravine? Pentru foarte multe motive. În primul rând, pentru că nu era eficientă această secție. Nu oferea nicio posibilitate a realizării unei anchete efective cu privire la infracțiunile săvârșite de magistrați, pe de o parte. Pe de altă parte, era și umilitoare pentru magistrați, pentru că dacă te-a pus să faci o instituție de parchet pentru o anumită categorie profesională, păi ai o problemă cu acea categorie profesională, nu? Dacă mă apuc să fac pentru croitori, de pildă, un parchet specializat, înseamnă că am un pericol real la nivelul întregii țări cu privire la faptele săvârșite de croitori. La fel și în privința magistraților. Și nu e cazul, pentru că magistrații reprezintă un corp de elită, foarte bine pregătit în general, și oameni care în general sunt corecți. Puneam cumva la îndoială și independența magistraților. Mai mult decât atât. Nu există nu exista o structură teritorială. Noi am făcut atunci o analiză și am prezentat această analiză la curte. Când ai numai 5 procurori la București, care trebuie să investigheze și infracțiuni la Satu Mare, și la Constanța, și la, știu eu, Caracal și așa mai departe, e imposibil, practic, să faci urmărire penală de calitate. N-ai cum să faci lucrul ăsta. Acum, odată ce s-a stabilit, da, problema s-a tranșat. A venit și cea a doua hotărâre în cauza Eurobox, așa îi spuneam noi, unde din nou, redactarea apărării a fost coordonată de mine în 2020. Lucrurile tranșate. E clar, trebuie să desființăm SIJ-ul. Și eu am spus lucrul ăsta și îl spun din nou. Trebuia găsit o soluție care să fie tehnic acceptabilă, poate nu cea mai bună, dar tehnic acceptabilă și politic acceptabilă. Adică să ai o soluție care să fie corectă din punct de vedere tehnic, să scăpăm de MCV, să putem intra în Schengen, să nu se mai uită partenerii noștri din vest la noi ca și cum am fi un paria, în această privință, desigur. Și care să poată să și treacă de testul cinic al Parlamentului. Pentru că dacă te duci în Parlament cu un proiect, cum era cel al domnului Stelian Ion, care sigur, eu pe fund eram de acord. N-aveam nicio problemă toate dosarele se întoarcă la absolut toate parchetele, inclusiv la DNA și DICOT. Ce se schimbă acum este că dosarele nu se vor duce la DNA sau DICOT, se duc la parchetele de drept comun, adică parchetul general și parchetele curților de apel și dosarele vor fi instrumentate de procurori de la aceste parchete. Adică nu mai avem o structură specializată doar pentru magistrați. Problema este că dacă te duceai cu proiectul ăla mai departe, rezultatul ar fi fost zero și ministrul Justiției a explicat lucrul ăsta săptămâna trecută. Și sunt de acord cu ce a spus, pentru că am fost în Comisia Juridică și am văzut cum se întâmplă lucrurile. Dacă nu strângi voturile, nu rezolvi problema și nu mai puteam să stăm cu SIJ. Nu se mai putea. Proiectul ăsta nu e perfect și, sincer să fiu, mi-aș fi dorit să arate altfel. Nu mi-aș fi dorit ca dosarele de corupție să meargă la DNA, dosarele care țin de competența DICOT-ului pe infracțiuni economice, de evaziune, de pildă, să se ducă la DICOT și dosarele care țin de alte infracțiuni să se ducă la parchetele curților de apel sau la parchetul general. Dar cum ar fi trebuit să arate din perspectiva dumneavoastră? Pe asta vă spun. Asta e soluția pe care mi-aș fi dorit-o eu și am spus-o nu odată, am spus-o de foarte multe ori. Dar n-ar fi trecut prin Parlament soluția asta. De altfel, în tot 2021, proiectul inițiat de Ministerul Justiției, condus la acea vreme de fostul ministru de la USR, n-a trecut de Parlament.
Ori noi ca stat trebuie să ne hotărâm ce facem. Adoptăm o soluție care nu e perfectă, da, scăpăm de SIJ-ul ăsta și scăpăm poate și de MCV și reușim să intrăm în Schengen și schimbăm niște lucruri, sau ne cramponăm de ideea de a avea un proiect care arată mai bine din punct de vedere tehnic, dar care nu va trece niciodată de Parlament. Un compromis, până la urmă, politica e arta compromisului, un compromis pe care eu încă o dată spun, nu mi l-aș fi dorit. Sunt convins că nici ministrul Predoiu nu și l-ar fi dorit și a spus lucrul ăsta la televizor și l-am urmărit cu mare interes. Dar, deci iată că politica influențează într-un fel absolut. Ceea ce se întâmplă pe justiție, de întotdeauna, exemplu. Întotdeauna și nu putem să le separăm, să știți, pentru că avem odată deciziile pe care le ia politicul în materie de justiție. Vă dau încă un exemplu. În primele zile ale domnului Stelian Ion ca ministru al justiției iese și face o declarație în care spune: domnule, trebuie să rezolvăm problema pensionării magistraților. Trebuie să o rezolvăm și să nu se mai pensioneze oamenii ăștia. Ce s-a întâmplat? Într-o săptămână 70 de magistrați și-au depus dosare de pensionare. Erau magistrați care îndeplineau condițiile de pensionare, dar voiau să mai lucreze. Problema la noi azi este că pensia e mai mare decât salariul. Dacă faci lucrul ăsta, trebuie să-l faci de o asemenea manieră încât să nu scoți oamenii din sistem și să nu îl depopulezi în alta curte, că poți să ajungi până într-acolo încât închizi în alta curte. Marea majoritate a oamenilor de înaltă curte, a magistraților de înaltă curte, îndeplinesc condițiile de pensionare. La un moment dat, din 124 de judecători, vreo 120 aproape îndeplineau condițiile de pensionare. Vă puteți imagina ce înseamnă să se pensioneze întreaga în altă curte? Nu poți să închizi în alta curte. Ce faci? Deci lucrurile astea trebuie făcute și gândite înainte să fie făcute. Exact în situația asta ne aflăm azi. A fost gândit la nivelul ministerului un proiect care să fie tehnic acceptabil, dar și politic acceptabil. Pentru că dacă era un proiect pe care să mi-l fi dorit eu sau pe care mi l-aș fi dorit eu în abstract, cu siguranță el n-ar fi trecut de pildă de Parlament. Dar se mai poate schimba ceva în forma proiectului depus de domnul ministru? El e în dezbatere publică. Cu siguranță în comisii pot apărea amendamente, dar înțeleg că acest proiect a fost discutat și agreat în coaliție înainte. Prin urmare, dacă a existat un acord în coaliție, mă aștept să nu mai apară modificări, pentru că există o majoritate parlamentară stabilă. Când am putea vedea efectiv desființată această secție? În martie, nu? Așa a anunțat ministrul justiției. În martie, da. Un termen și realist. Credeți că e un termen asta? Da, absolut de acord. Credeți că e un termen realist? Dacă nu apar iar probleme, dacă nu se răzgândește că, cineva. Că discutăm de foarte mult timp. Dacă nu ne lovim iar de vreun comunicat de ăsta că ar trebui să dăm legi pentru anul trecut. Da, adică dacă nu se răzgândesc colegii din PSD. Asta vreau să spun, da. Dacă nu ies iar cu vreun comunicat, dacă nu apare domnul Dorneanu cu vreun comunicat, că a fost acel comunicat prin care domnul Dorneanu spunea că dreptul Uniunii Europene nu se aplică cu precădere în fața dreptului național și scrie mare și clar în Constituție. Da. Vă așteptați să mai genereze nemulțumire acest proiect? Eu cred că problema aceasta va genera dispute în societate mult timp de acum înainte, pentru că evident, sunt unii magistrați care pe bună dreptate spun: domnule, se putea mai bine. Și înțeleg și sunt de acord. Eu cunosc pe o mare parte dintre magistrații despre care vorbim noastră, de la Forumul Judecătorilor, de la acea asociație, asociația Mișcarea pentru Statutul Procurorilor. Îmi scapă un pic numele, e un nume mai complicat un pic. APAM, în fine. Îi cunosc pe oamenii ăștia. O parte din ei m-am întâlnit la Luxemburg, când am fost la CJUE, de pildă, și am stat acolo și am susținut aceeași cauză. Sunt de acord cu ei, se putea mai bine. Dar politic nu se putea mai bine. Iată, ajungem din nou la politic. Da. Trebuie să fim sinceri cu cetățenii. Eu cred că trebuie să le spunem: oameni buni, realitatea parlamentară, astfel cum ea s-a configurat în 2020, nu ne permite să facem mai mult.